Culoarea, creativitatea și speranța au fost temele atelierului desfășurat astăzi la Cantina Socială Sfânta Muceniță Filofteia din București. A șaptea întâlnire din cadrul proiectului Bătrânețe cu suflet de copil s-a desfășurat sub genericul O floare plantată, un vis înflorit. Astfel, fiecare floare a devenit o expresie a speranței. Cel de-al șaptelea atelier organizat la Cantina Socială Sfânta Muceniță Filofteia din București a adus în prim plan bucuria de a împărtăși speranța cu persoanele aflate în dificultate, cu risc crescut de marginalizare sau excluziune socială. În cadrul acțiunii, beneficiarii au plantat flori și s-au bucurat de faptul că nu au fost uitați. Astăzi am avut o nouă întâlnire în proiectul nostru Bătrânețe cu suflet de copil și am propus o activitate specială pentru noi, pentru a cultiva frumosul din sufletele noastre și pentru a sădi niște flori adevărate în niște ghivece decorate de noi. Prin urmare, am luat ghivecele, am lăsat creativitatea vârstnicilor și a noastră, a celor care am venit să-i ajutăm să se manifeste și am pictat ghivecele de flori. Am plantat apoi bulbi de flori de primăvară în ghivecele respective și fiecare dintre beneficiarii cantinei va merge acasă și va îngriji acea floare pe care a plantat-o și sperăm să aducă roadă. Am gândit această activitate tocmai pentru nevoia noastră a fiecăruia de frumusețe și pentru a cultiva pe lângă o floare într-un ghiveci și frumusețea din sufletele noastre, ale tuturor. Proiectul Bătrânețe cu suflet de copil se desfășoară și cu sprijinul voluntarilor din grupul Tineri în Acțiune. În primul rând, simt că fac parte dintr-o comunitate și e important pentru ei, mai ales atunci când au rămas singuri sau când nu au o legătură continuă cu cei din familia extinsă. Și vin într-o comunitate în care se întâlnesc cu oameni care poate trăiesc experiențe similare cu ei, poate, uite, participă la activități, crește cumva energia și interesul pentru a mai face și încă una și încă una. Să crească așa dragul de a trăi. Cum îi ajută aceste interacțiuni cu tinerii? Văd că primesc atenție și din partea tinerilor. Chiar puțin mai devreme povestea unul dintre beneficiari faptul că, uitându-se la tinerii care au venit și au susținut proiectul astăzi, că și-a amintit de momentele pe care le petrecea cu nepoți și momentele în care împărtășea, nu știu, fie o rețetă, fie despre un film. Mai devreme povesteam despre melodii din anii 60 și atunci din nou simt că sunt vii, că pot să transmită mai departe ce au trăit, ce au învățat la rândul lor și se simt utili. În cadrul atelierului au fost sărbătoriți beneficiarii născuți în luna martie. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Cantina Socială Sfânta Muceniță Filofteia funcționează în cadrul Asociației Diaconia și oferă consiliere spirituală și socială persoanelor aflate în evidența Biroului de Asistență Socială al Protopopiatului Sector 4 Capitală.